Oficialii americani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că Vladimir Putin vrea să se răzbune pentru pierderile umilitoare a forțelor sale din Ucraina. Prin urmare, se ia în calcul o escaladare a conflictului, dar și bombardarea centralelor de aprovizionare din țările NATO, precum România și Polonia. Conform EFS.ro, Casa Albă, Departamentul de Stat, Pentagonul și agențiile de informații americane sunt îngrijorate că Putin vrea să compenseze retragerea umilitoare a forțelor sale din regiunea Kharkov printr-o serie de acțiuni devastatoare. Președintele rus ar lua în calcul mai multe scenarii, printre care un bombardament mai nediscriminatoriu al orașelor ucrainene sau o campanie de asasinare vizând lideri ucraineni de rang înalt. De asemenea, se are în vedere un atac asupra centrelor de aprovizionare din afara Ucrainei, situate în țările NATO precum Polonia și România, care canalizează cantități extraordinare de arme, muniție și echipament militar. Oficialii americani se străduiesc să calibreze următorii pași ai armatei ruse și speră să nu fie declanșat un conflict mai larg. În prezent, ucrainienii fac progrese pe front, în timp ce rușii acționează fără sens în jurul orașului Donețk. În loc să se concentreze pe apărarea împotriva contraofensivei ucrainiene care continuă să avanseze în Kharkov, oficialii americani au precizat că Rusia ar fi reacționat mai agresiv dacă Ucraina ar fi fost ajutată încă de la începutul conflictului, prin oferirea de informații care i-au permis Ucrainei să omoare generali ruși și să țintească depozite de arme, tancuri și sisteme rusești de apărare aeriană, cu atacuri cu rachete ghidate date de mare precizie. De asemenea, americanii susțin că o contribuție majoră care a făcut ca războiul să nu escaladeze a fost dat de refuzul Statelor Unite ale Americii de a furniza Ucrainei arme avansate sau avioane care ar putea ajunge adânc în Rusia. Putin a făcut zilele trecute precizări referitoare la problemele întâmpinate de trupele ruse pe front. Într-adevăr, răspundem destul de restrâns, dar asta este deocamdată. Dacă situația va continua să se dezvolte în acest fel, răspunsul va fi mai serios, a explicat Putin, relatează EFS.ro.